Vă invităm să ocupați locurile. A trecut vara și de mâine începe școala. Cred că o bună parte dintre elevi se tot întreabă de ce începe școala mai devreme anul acesta. Probabil cei de la minister s-au gândit că abia așteptați să înceapă școala și fiecare zi trece greu până când vă luați ghiozdanul și mergeți la școală. Zile trecute, miercuri, joi și vineri, curtea campusului a fost plină de copii. Nu vă pot spune câtă animație, câtă bucurie se adunau dimineața în capelă pentru timpul de rugăciune, cântare, mesaj. Și apoi când ieșeau din capelă erau șiruri nesfârșite de pitici, cu o veselie extraordinară, încât îmi pare rău că nu putem să ținem în fiecare zi școala cu ei în curtea Universității Emanuel. Dar îi așteptăm cu drag în alte ocazii. Să-i binecuvinteze Domnul! De asemenea, vineri și sâmbătă am avut întâlnirea cu absolvenții Universității Emanuel de acum 20 de ani și de acum 10 ani. Greu să vă explicăm în cuvinte bucuria de a vedea foștii studenți de acum 20 de ani. Să-i vezi așezați cu familii și copiii lor sunt de acum studenți. E o bucurie greu de așezat în cuvinte. Când i-am văzut, pe unii abia i-am mai recunoscut, s-au schimbat, s-au maturizat. Nu mai erau copilașii cei adolescenți la care le dădeau tuleele, sunt acum așezați, bărbați în toată firea, sunt femei așezate la casele lor. Așa că le-am spus ce am pățit eu la întâlnirea de 40 de ani de la terminarea liceului. M-am dus la strigarea catalogului și ne-am așezat în bănci la liceul Gojdu, așa cum am stat pe vremuri, și dirigintele care a mai rămas în viață striga catalogul. Și fiecare se ridica să spună ce s-a întâmplat de la terminarea liceului până în prezent, traseul școlii, profesional, familie, și fiecare se uita la ceilalți așteptând să vină rândul. După ce a trecut cam jumătate din clasă, colegul care stătea lângă mine în bancă e avocat în Franța, s-a uitat la mine, s-a uitat la ceilalți și apoi a zis cu glas tare, auzi, Paul, și noi arătăm așa de rău ca ăștia? Și ne-am amuzat spunând că peste toți trec vremurile. Acum vremea trece, dar dacă nu trece degeaba, dacă nu-i pierdută, dacă vremea este trăită în așa fel încât să sfârșim cu bine alergarea și să auzim glasul acela extraordinar, bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Când începe școala, ne rugăm pentru toți profesorii de la Liceul Emanuel să-i binecuvinteze Domnul. Ne rugăm să aibă un an binecuvântat. Ne rugăm pentru elevi să aibă un an în care binecuvântarea Domnului să-i însoțească. Ne rugăm ca școala aceasta să continue să fie sare și lumină și din școala aceasta să iasă tineri care îl cunosc pe Domnul, îl onorează pe Domnul, trăiesc pentru slava Domnului. Amin. De aceea, în finalul mesajului din seara aceasta, vom avea iarăși un timp de rugăciune. Și dacă Domnul îți spune pe inimă de acum să te rogi pentru o anumită clasă, pentru cei de la grădiniță, pentru clasa 0, 1-4, pentru gimnaziu, pentru liceu, pentru profesori, pentru anume profesori, adu înaintea Domnului rugăciunea, pentru că mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Suntem în studiul despre rugăciune
din cartea 2 Cronici, capitolul 7, și în special versetele 13, 14 și 15. Când Dumnezeu vorbește cu Solomon, la terminarea dedicării templului, a sfințirii templului, la o ceremonie atât de intensă, la o manifestare a slavei lui Dumnezeu cu atâta putere, cu atâta intensitate, încât preoții n-au putut intra în templu datorită intensității prezenței slavei lui Dumnezeu. Atât de reală, atât de profundă și puternică a fost prezența lui Dumnezeu, că preoții n-au putut intra. Imaginați-vă cum ar fi ca norul prezenței lui Dumnezeu să umple Biserica Emanuel în așa fel încât nici măcar pastorii să nu poată intra înăuntru. Că e plin locul de plinătate a dumnezeirii. În atmosfera aceea se roagă Solomon. Rugăciunea lui Solomon este cutremurătoare. Prin profunzimea ei, prin amploarea ei, lucrurile pe care Solomon le aduce înaintea lui Dumnezeu, împreună cu laudele, este mijlocirea inspirată de Duhul lui Dumnezeu pentru tot ce s-ar putea întâmpla cu poporul. Și inspirat de Duhul lui Dumnezeu, Solomon se roagă pentru acele vremuri când poporul se va îndepărta de Dumnezeu, când își vor împietri inima, își vor înțepeni grumazul, vor alerga după idoli, se vor scufunda în păcat, se vor împietri, se vor lepăda de Dumnezeu. Și ca urmare a lepădării de Dumnezeu și a împietririi, Dumnezeu va aduce peste țară judecățile Lui. Va închide cerul. Vor veni ciume. Vor fi calamități naturale. Vor veni vrăjmașii. Îi vor bate și îi vor nimici și îi vor duce în robie. Și Solomon, în rugăciunea lui, aduce toate aceste lucruri și spune: când poporul tău va face așa ceva, Doamne, ascultă-l din ceruri. Solomon mijlocește și spune: Doamne, dacă se vor întâmpla asemenea lucruri și vor veni asemenea vremuri, singura noastră scăpare este ca Tu să te înduri de popor și să-l ierți, să-l izbăvești. Și când Solomon termină rugăciunea, Dumnezeu îi răspunde și îi spune: Solomon, ți-am auzit rugăciunea și am ascultat-o. Și în rezumat, Dumnezeu ia acele lucruri care în rugăciunea lui Solomon intră sub cuvântul când. Și versetul 13 spune: când voi închide cerul și nu va fi ploaie, când voi porunci lăcustelor să mănânce țara și când voi trimite ciuma în poporul meu, când vor veni necazuri, când vor fi vremuri de strâmtorare, când voi închide cerul și Dumnezeu va avea plumb între noi și cer și pământul se va usca, pământul va suferi, va fi foamete, va fi ciumă, va fi strâmtorare. Solomon spune: răspunsul este următorul: dacă. Atunci când se vor întâmpla toate acestea, este un dacă. Și după dacă acesta, pe care îl pune Dumnezeu, condiție. E important să observăm că Dumnezeu nu spune: dacă poporul meu va face demersuri pe lângă împărat și dregători, dacă poporul meu va face sărbători, dacă poporul meu va aduna toți cântăreții și să facă festival după festival,
Dumnezeu spune, dacă poporul meu se va smeri, se va ruga, va căuta fața mea, se va abate de la căile lui rele. Știți ce spune Dumnezeu? Răspunsul pentru iertarea țării și pentru vindecarea țării este la poporul lui. Poporul Israel în vremea aceea a vechiului legământ. Biserica Israelul noului legământ. Dumnezeu spune răspunsul, iertarea și vindecarea sunt condiționate dacă. Știți ce înseamnă asta? Ne uităm la țara noastră cât este de bântuită. Știți că nici dintr-o țară a lumii n-au mai plecat atâția oameni de bunăvoie ca din România? Concurăm cu țările în care sunt războaie. Din țări din care oamenii fug din fața războiului. Fug din fața morții. Din România au plecat milioane de oameni. Nu mai vor să se întoarcă. Și-au lăsat copii. Și-au lăsat părinți. Și-au lăsat case. Și s-au dus. Și sunt împrăștiați printre popoare. Suntem un popor atât de dezbinat. În călătoriile pe care le-am prin lume, am observat următorul lucru. Dacă într-un aeroport, dacă într-un hotel, într-un restaurant, într-un magazin, este un maghiar și cineva vorbește limba maghiară, știți ce face maghiarul care aude pe altul vorbind limba maghiară? Ce credeți că face? Se duce la el și intră în vorbă. Dacă un polonez aude pe alt polonez vorbind limba poloneză, știți ce face? Se duce și intră în vorbă cu el. Dacă un român aude pe alt român vorbind limba română, știți ce face? Se face că nu înțelege nimic și pleacă să nu-l identifice cineva. E înfiorător. E înfiorător. Suntem o țară care ne vorbim de rău la Bruxelles, ne vorbim de rău la Washington, ne vorbim de rău pe toate canalele, ne facem numai hoți și bandiți unii pe alții și ne amenințăm cu pușcăria și suntem o țară fracturată. Suntem o țară care concurăm la primele locuri în lume la numărul de avorturi, la suta de mii de locuitori. Rar sunt popoare care să-și omoare pruncii cum își omoară românii. Suntem o țară peste care vor să vină acum alte nenorociri. Suntem o țară în care se golesc bisericile. Suntem o țară în care creștinii nu se mai roagă. Suntem o țară în care nu mai căutăm fața lui Dumnezeu. Suntem o țară care am pierdut bătălie după bătălie în lucrurile spirituale. Știți că la ora actuală bătălia nu mai este în țară să oprim avorturile. Nu mai este să oprim imoralitatea înainte de căsătorie sau în afara căsătoriei. Nu ne mai batem să scoatem pornografia și lucrurile murdare din televiziune și din ziare și reviste. Nu ne mai batem să scoatem etnobotanicile. Nu ne mai batem să oprim alte nelegiuiri. Știți unde am ajuns să tragem linia? Să nu vină sodomiții. Să nu pună sodomiții mâna pe țară. Observați cât de departe au mers lucrurile. Nu ne mai înfiorăm la minciună, nu ne mai înfiorăm la hoție, nu ne mai înfiorăm la destrăbălare, nu ne mai înfiorăm când divorțează. Ne înfiorăm ca nu cumva să ajungem să ne ceară să cununăm în biserică doi bărbați sau două femei. Înțelegeți cât de mult ne-am scufundat? Oare mai este
mai este ceva de făcut? Oare se mai poate face ceva? Și Dumnezeu spune, dacă poporul meu peste care este chemat numele meu, dacă cei care se cheamă după numele lui Dumnezeu și-au intrat în legământ cu el, care o vreme îndelungată au stat nepăsători, neveghetori, care s-au dus și ei cu valul acesta. Dacă poporul meu se trezește, dacă poporul meu se dezmeticește, dacă poporul meu își revine și vine înaintea lui Dumnezeu cu smerenie și recunoaște înaintea lui Dumnezeu că a căzut, că a păcătuit. Dacă poporul vine înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, venim cu mâinile goale, cu inima pustie, venim cu viețile sfâșiate și cu familiile atacate și distruse, venim înaintea Ta, Doamne, cu falimentele noastre. Dacă poporul meu se va smeri, se va ruga și spune acum, Domnul va căuta fața mea. Ce înseamnă să căutăm fața Domnului? Oare ce înseamnă să căutăm fața Domnului? La ce se referă Dumnezeu când spune se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea? Ca să înțelegem mai bine ce înseamnă să căutăm fața Domnului, aș vrea să ne uităm la reversul căutării feței Domnului. Întoarceți, vă rog, la Cartea Geneza, la capitolul 3. Cartea Geneza, capitolul 3. De la versetul 7. După ce Adam și Eva au călcat porunca lui Dumnezeu și au păcătuit, atunci li s-au deschis ochii la amândoi, au cunoscut că erau goi, au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele. Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei și omul și nevasta lui s-au ascuns. De cine s-au ascuns? De fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Ce înseamnă că s-au ascuns? Ce înseamnă că s-au ascuns de fața Domnului? N-au mai vrut să aibă nimic de a face cu El. N-au mai vrut să aibă nimic de a face cu Dumnezeu și au luat viața în propriile mâini, s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și acum când aud de prezența lui Dumnezeu, se ascunde El să nu-L vadă. A fugi, a te ascunde de fața Domnului înseamnă a trăi în așa fel încât nu vrei să ai de-a face nimic cu Dumnezeu, să te lase în pace. Întoarceți, vă rog, la cartea profetului Iona. Cartea lui Iona. Capitolul 1. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel. Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Și Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. Adică, în gândirea lui, Dumnezeu este prezent aici, în Israel, dar s-ar putea ca Dumnezeu să nu fie la Tars, încolo, înspre Spania. Și-a fugit înspre Tars, crezând că se duce departe de fața Domnului să nu-L mai găsească Dumnezeu. Să se ascundă de Dumnezeu. În răzvrătirea lui, în neascultare, Iona s-a dus departe de fața Domnului, a fugit de El. E o vreme. În viața fiecăruia dintre noi, când am vrea să ne lase Dumnezeu în pace. E o vreme când Dumnezeu ne spune ceva ca lui Iona, o vreme în care Dumnezeu ne caută ca pe Adam și când ne caută Dumnezeu sau ne vorbește Dumnezeu, El ar vrea să ne aducă în ascultare și să ne pună într-o stare după voia Lui. Și numai asta n-am vrea noi. Un membru a bisericii noastre,
vrea să divorțeze de soție. I-am dat telefoane. I-am trimis mesaje pe text. I-am trimis vorbă. Cu niciun chip nu acceptă să stea de vorbă cu mine. Și când l-a întrebat cineva de ce nu vrea să stea de vorbă cu mine, a spus, printre altele, următorul lucru. M-a deranjat ce mi-a scris. Nu vreau să stau de vorbă cu el că m-a deranjat ce i-am scris. Vă spun ce i-am scris. I-am spus, diavolul vrea să-ți distrugă familia. Dumnezeu vrea să-ți o binecuvinteze. Vino să stăm de vorbă. Nu mi-a răspuns. I-am trimis alt mesaj în care a spus, mă rog pentru tine și pentru familia ta. Vino să stăm de vorbă. I-am trimis alt mesaj și am spus, am înțeles că vrei să divorțezi. Vino să stăm de vorbă, măcar vino să stai de vorbă cu mine ca un bărbat. Dacă nu vii să stăm de vorbă, ești ca unul care fugi de la locul accidentului. Ai făcut accident și fugi de la locul accidentului. Vino măcar să stăm de vorbă. Pentru că Dumnezeu încă n-a terminat. Mai are viitor și speranță. Și a spus, pentru că i-am scris așa, nu vine. Dar acum fuge de fața mea ca și unul dintre păstori. Dar oare poate fugi cineva de fața Domnului? Ce ziceți, poate fugi de fața Domnului? Da sau nu? N-am înțeles bine, da sau nu? Nu. Și atunci, cum a vrut Iona să fugă departe de fața Domnului? Acum răspunsul este și da și nu. Am să încep prin a spune cum poți fugi departe de fața Domnului. Împietrindu-te înaintea Lui. Împietrindu-te față de cuvântul Lui în răzvrătire. Nu că ai putea ajunge undeva să nu te vadă Dumnezeu, să nu te ajungă Dumnezeu. Ci poți ajunge în starea în care să-ți înțepenești grumazul, îți împietrești inima și nu mai vrei să asculți de Dumnezeu și nu mai vrei să te supui voii Lui. Și crezi că dacă nu mai vii la biserică, și crezi că dacă nu mai mergi unde te vrea Dumnezeu, ci fugi la Tars, și crezi că dacă ai blocat comunicarea cu ceilalți, ai reușit să scapi de fața Domnului. Ai reușit doar să te împietrești. Ai reușit doar să te răzvrătești. Ai reușit doar să tragi acea ușă care o blochează binecuvântarea lui Dumnezeu pentru tine. Dar când biserica a zis cu glas tare nu, probabil că v-ați gândit la Psalmul 139. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști? Știi când stau jos și când mă scol? Și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc, cunoști toate căile mele, căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Tu mă înconjuri pe dinapoi și pe dinainte și spui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai pe sus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot prinde. Unde mă voi duce departe de fața de Duhul Tău și unde voi fugi departe de fața Ta? Unde voi fugi? Și David dă drumul la imaginație. Dacă mă voi sui în cer, asta înseamnă dacă m-aș duce pe lună, dacă m-aș duce pe Marte, dacă m-aș duce pe o altă planetă sau pe o altă galaxie, oare pot să mă duc undeva în univers unde să nu mă ajungă prezența lui Dumnezeu? David spune, dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților. Știți ce înseamnă asta? Dacă m-aș sinucide. Dacă mi-aș pune capăt zilelor. Aș scăpa de Tine? Și cuvântul spune nu. Și acolo mă întâlnesc cu Tine. Nici măcar în iad nu pot fugi de judecata Ta. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării.
mă duc într-un loc pustiu, unde să nu mai văd pe nimeni. Mă duc departe, la marginea mării, dar nu în stațiune. Reușesc să fug departe de fața Domnului? E important să le spunem asta și celor care merg în concediu la mare. Și celor care merg în concediu la munte. Atenție! Cuvântul spune, tu ești acolo. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu. Noaptea. În întuneric. În locuri neluminate. În locuri în care nu mă pot vedea alții. Pot fugi departe de fața Domnului? Cuvântul spune, tu ești acolo. Altfel spus, Dumnezeu este atotprezent. Nu poate nimeni fugi departe de fața Domnului. Absolut nimeni. E nebunie. Dumnezeu vede. Întrebare. Este însă prezența lui Dumnezeu la fel de binefăcătoare dacă am fugit de El ca și când mă apropiu de El? Aș pune-o altfel. Te vede Dumnezeu dacă te duci într-un club de noapte? Ce ziceți? Te vede Dumnezeu. Poți fugi departe de fața Lui acolo? Nu. Te vede Dumnezeu dacă ești la biserică? Unde este mai binefăcătoare fața Domnului? Înțelegem următor lucru. A ne răzvrăti împotriva lui Dumnezeu și a ne ascunde de El printre pomii din grădină e absolut iluzie. A fugi departe de fața Lui ca Iona înspre Tars este iluzie. A crede că mă ascund, a crede că mă deghizez, a crede că dacă mă duc într-o altă țară nu mă vede nimeni. Pot să vă spun o întâmplare hazlie. Eram într-o călătorie cu Delia în Statele Unite și istoviți și obosiți de călătorie și de program încărcat, o familie de oameni cum se cade au zis, frate Paul, sora Delia, vă dăm noi apartamentul nostru undeva într-un vârf de munte, în munții Americii, vă duceți două zile acolo să vă odihniți că nu vă cunoaște absolut nimeni. Acolo nu vă deranjează nimeni, vă puteți odihni. Și după istovirea aceea am acceptat invitația, ne-am dus înspre vârful muntelui, am găsit apartamentul, ne-am cazat și Delia zice, n-ai vrea să ieșim un pic la plimbare? Și am ieșit la plimbare în vârful muntelui. Și în timp ce ne plimbam, din față veneau două persoane, bărbat, femeie, erau destul de învârstnici și îi spun ceva lui Delia și ne apropiem de ei. Și bărbatul spune, pace, frate Paul! Extraordinar să vă întâlnim și în vârful muntelui. Știți ce am învățat? Nu mă pot ascunde nicăieri. Dar nu ne putem ascunde de Dumnezeu. Acum, când Dumnezeu spune dacă poporul meu peste care este chemat numele meu, în vremea celor mai mari necazuri, calamități, nenorociri, păcate, căderi, apostazie, în fața celor mai mari provocări, dacă poporul meu se întoarce spre mine, se întoarce cu smerenie, se roagă și caută fața mea. Ce înseamnă să caut fața Lui? Vin înaintea Lui, vin la lumina feței Lui, vin și îmi recunosc starea și caut voia Lui. Caut ajutorul Lui, caut binecuvântarea Lui, caut intervenția Lui. Poporul se întoarce și îl caută pe Dumnezeu, pentru că numai Dumnezeu este izbăvirea. Și nimeni altul. E convingerea aceea lăuntrică. Convingerea aceea că nu pot să mă duc la nimeni altcineva. Era pe vremuri o cântare pe care o cântam noi și spunea, ce nu pot spune nimănui, îi spun doar Lui.
Când vin înaintea lui și spun, Doamne, toate celelalte soluții au falimentat. Toate celelalte încercări s-au dus pe apa sâmbetei. Toate lucrurile s-au dus din rău în mai rău. Doamne, singura cale este îndurarea Ta, intervenția Ta, mila Ta. Și Dumnezeu spune, dacă poporul meu se va smeri, se va ruga, va căuta fața mea, îngăduiți-mi să vă spun ce se întâmplă cu mulți din poporul lui Dumnezeu din vremea de acum. Caută fața Domnului așa din când în când și o caută cât se poate de nepasionați, neconvinși, nerăscoliți în adâncul ființei de faptul că dacă nu intervine Dumnezeu, ne prăbușim. E o bună parte din poporul lui Dumnezeu care la ora actuală este mai pasionată de Facebook decât de fața lui Dumnezeu. Ați reținut? Caută mai degrabă Facebook. Știți ce înseamnă asta? Caut fața mea și fața altora. Facebook este locul în care oamenii își pun fața și își caută fața lor și fața altora și sunt mai pasionați de like-urile pe care le-au primit acolo decât de numărul celor care se roagă pentru ei sau el pentru cât se roagă sau ea pentru cât se roagă. Sunt mai pasionați mulți din poporul lui Dumnezeu de fața televizorului decât de fața Domnului. Dacă ar fi posibilitatea ca fiecare dintre noi să vedem ce face fiecare dintre ceilalți când ajungem acasă. Știți ce poate să se întâmple seara asta când ajungem acasă? O bună parte dintre noi să căutăm fața televizorului. Abia ajungem acasă și să nu cumva să pierdem emisiunea favorită de duminica. Sau de sâmbătă, sau de vinerea, sau de joia, sau de miercurea, sau de marțea, sau de lunea. Suntem mai pasionați de programele la televizor decât de fața Domnului. La una dintre întâlnirile pe care le-am avut în piață, ca să ne exprimăm susținerea și pentru familia Bodnariu și pentru referendum, fratele Petrică a citit din pilda neghinei și a subliniat acolo un adevăr înfiorător. Este scris în cuvântul lui Dumnezeu, dar uneori trecem peste el foarte repede. Vă rog să deschideți la Evanghelia după Matei, capitolul 13. Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis, împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânță bună în țarina lui. Dar a venit vrăjmașul lui și a semănat neghină în grâu și a plecat. Ce lipsește din verset? Când a venit vrăjmașul și a semănat neghină? Pe când dormeau ei. Și fratele Petric a subliniat următorul lucru. De decenii în șir, copiii lui Dumnezeu din țara asta dorm. Am dormit când au intrat cu toate programele murdare la televizor. Am dormit când au intrat cu toate programele murdare în ziare și reviste. Am dormit când au început să dea legi pentru avort. Am dormit atunci când au spart gardurile umblării pe care îngustă. Am dormit și am dormit și s-a semănat neghină. Știți când s-au trezit câțiva din poporul lui Dumnezeu? Abia când copiii familiei Bodnariu au fost mulși din brațele părinților de organizație care e împotriva voiei lui Dumnezeu și i-au luat și ne-am înfiorat. Și am zis, Doamne, intervino ca părinții aceia să-și primească copiii înapoi. Și ne-am adunat în țară și ne-am adunat peste hotare. Și am strigat către Dumnezeu. Și s-a produs minunea.
Dumnezeu a îngăduit să se întoarcă copiii înapoi la părinți. Știți ce a făcut familia Bondariu când și-a primit copiii înapoi? Știți ce au făcut? Au plecat din Norvegia și au venit în România. Vă spunem că sunt alte familii care fug din țările unde au plecat să se întorc în România. La liceul Emanuel au venit deja familii care au spus: am vrea să ne aducem copiii aici, din alte țări. La Universitatea Emanuel a venit o mamă care a spus: mi-e groază să mai încresc copiii acolo în țara unde am plecat. Nu pentru binecuvântări materiale am vrea să mai rămânem. Ne-am dus acolo pentru o pâine mai bună. Dar ne este mintea copiilor, sufletul lor este în primejdie și venim acasă. Știți care este una dintre dorințele tinerilor care termină liceele aici în România? Să plece din țară oriunde. Este un fel de pornire să se ducă oriunde, numai să nu stea în țară. Ne întrebăm: oare se va trezi poporul lui Dumnezeu și vom căuta fața Domnului? Vă rog să vă gândiți la următorul lucru. Câți dintre cei care duminica seara ar putea merge la biserică, la Emanuel sau în alte părți, au rămas acasă nu pentru că-s bolnavi, nu pentru că au necazuri, nu pentru că sunt într-o situație de forță majoră? Știți de ce au rămas acasă? Tare. Din comoditate și să se uite la televizor. Stau și se uită la televizor și stau acasă. Acum Dumnezeu se uită la toate amenințările și Dumnezeu spune: sunt gata să ascult dacă. Și să iert păcatul și să vindec țara. Doamne, cercetează Biserica Emanuel. Doamne, cercetează casele noastre. Cercetează-ne copiii și nepoții. Doamne, stăm înaintea Ta și recunoaștem că am fugit de fața Ta, ne-am ascuns. Dar nu Te-am negat pe față. N-am declarat că nu credem în Tine, că nu existi. Dar prin faptele noastre am căutat fața altcuiva mult mai mult decât fața Ta. Vine vremea să se voteze marți în Senatul României. 91 de senatori ar trebui să voteze da. Doamne, pune-ți mâna peste Senatul României. Va veni vremea să iasă românii la vot. Știți ce ar însemna să se aprobe referendumul și românii să nu se prezinte la vot? Să fim învinși datorită nepăsării și indolenței noastre. Doamne, îndură-Te și ia ocara asta de pe România. Pentru că am fi de ocara popoarelor. Dacă poporul meu se va ruga. Sunt familii care se destramă. V-am spus despre omul acesta care refuză să stea de vorbă nu numai cu mine, ci și cu ceilalți păstori. Sunt oameni care vor să divorțeze și ne anunță după ce divorțează: Doamne, îndură-Te de familii! Vrem să ne întâlnim vineri cu familiile tinere și ne rugăm: binecuvintează-le, Doamne, ca să caute fața Ta. Binecuvintează copiii care încep școala să umble la lumina feței Tale. Știți că în binecuvântarea copiilor pe care o rostim când îi aduc părinții aici, de două ori este menționată fața Domnului. Vă rog să ne ridicăm în picioare, citim împreună Numeri capitolul 6, de la versetul 22 la 27 și îl citim și ca binecuvântare pentru începerea noului an școlar și ca pregătire pentru rugăciune. Numeri 6, de la versetul 22, pagina 151. Haideți să citim împreună. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește lui Aaron și fiilor lui și spune-le: așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, zice Domnul. Amin. Venim în rugăciune înaintea Domnului cu frați, surori de la balcon, din primul tronson, tronsoanele celelalte, rugăciuni scurte cu voce tare, pocăință
cerere de iertare, întoarcere la Domnul, mijlocire pentru țară, pentru familii, pentru copii, pentru profesori, pentru elevi, pentru clase. Venim înaintea lui Dumnezeu și ne aducem cererile noastre cu pocăința noastră înaintea lui. Fraților, din primul tronson, rugăciuni cu voce tare, rugăciuni adunate.